Bună dimineața! Suntem la Galați, bineînțeles, cu Cezar! Bună dimineața, Cezar! Bă-ța! Cum te simți, mă? Ai dormit? La ce vorbesc? Că am dormit de la 7 la 10 jumate, 3 ore jumate și de la 11 jumate până la 5 jumate. Îmi zic seama că am dormit vreo 9 ore. După câte este de kilometri în total? Vreo 200 și... 220. Woo! Bine! Super tare! Azi dimineața nu m-am dat cu niciun fel de gel cu mușchi, chiar mă simt foarte bine. N-am luat nici pastile de durere. Mă simt și încă ceva. Mă gândeam, dacă tot v-am promis că 10 zile 410 km, de ce să-mi fac analizele la Hârșova în ziua 9? Să-mi fac analizele la Constanța în ziua 11? Ca să arătăm faptul că... Să-ți depășești propriul record așa, propus. Da. Să nu mâncăm 11 zile, asta e ideea. Să nu mănânc 11 zile. Mă simt extraordinar de bine, deci toată problema era vis-a-vis de sănătate. De somn. De somn ăsta, da. Și m-am trezit la 6, foarte bine ținut. Am să plec spre Brăila, m-am luat astăzi rucsacul cu mine și mi-am pus o apă acolo și totuși cremele mele de dat, nu știu dacă mă apucă vreo durere, dar Robert de data asta mă va aștepta în Brăila. Ai merge singur, deci și fericit. Eu, ce să vă spun? Am zis că o să ne sune cineva să meargă de la Galați către Brăila, dar se pare că nu au avut curaj. Da, dar nu este târziu. Cu toate că în momentul în care veneam către Galați, noi o să mergem pe dig, adică pe malul Dunării, și când veneam, era un om care s-a antrenat foarte tare, era super transpirat și am zis, gata, asta vine la Cezar. Așa, o să facem și niște poze la ieșirea din Galați și la intrarea în Brăila. În Brăila o să stăm la mine acasă. Și mama zice, da, cum băiatul ăla nu mănâncă nimic? Și eu zic, nu, mamă, nu o să... Da, da. Ca la noi, la români. Pe primul plan e mâncarea când vine cineva, vrem să fim ospitalieri. Așadar, dragilor, să aveți o zi bună. Cezar, drum bun. Tot înainte, la primul gelatoriu, faci stânga. Da. Și acolo e ieșirea. Te aștept acolo, apoi te aștept aproape de Brăila, la intrarea în Brăila, că nu mai am să mai opresc, că sunt parapet pe stânga, da, și pe dreapta. Și ceva. O să facem și un eveniment, zic eu, deosebit, sau două evenimente, sau mai multe evenimente, dar unul dintre ele o să fie cântarul oficial al acestei excursii care va fi făcut, am zis, nu? Dar spune-ne, nu uita, zine-ne care e treaba cu aceste analize. Practic se vede în analize că tu nu mănânci. Am discutat ieri la telefon cu doamna de la Hârșova, de la cabinetul de soluțion, să spun că nu mai ajung la Hârșova, dar... corticetonice, adică analizele care indică faptul că se consumă doar lipide și nu se mănâncă nimic, se relevează în urină. Deci trebuie să fac analize de urină și de sânge și în sângele se vede grăsimea. Și alți factori care vor demonstra practic că n-am consumat niciun soi de aliment în această perioadă și că m-am ținut de cuvânt. Da, crede-mă că se vede. Da, da. Dă-te mai în spate ca să parchezi omul aici. Am plecat cu el, ca să fac XS până la sfârșitul zilei, ăsta e mult, ăsta mic cam larg. Dar îți spun sincer că mă simt mai bine ca niciodată. Da. Da, chiar mă simt. Super. Haide. Bine, drum bun. Și încă ceva. Două surprize. Surpriza a doua va fi legată de... Vă voi citi din cartea care o să apară, cartea în care vorbim și în altul terapeutic de 40 de zile. Această carte conține masa, prima masă după post. Deci perioada de restaurare o vom face împreună. Cu 100 de portocale, de luat, vă veți vedea dumneavoastră la momentul potrivit. Mai vă. Ceau, drum bun! Și mergi pe stânga că-s parapeți. Ceau, dragilor, suntem în Galați. Ne vedem în Brăila! Uuu!